Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin este un alt fel de muzeu creativ, un frumos obiectiv turistic care atrage tot mai mulți vizitatori. Istoria orașului și evoluția turnului de apă este evidențiată într-o expoziție inedită la etajul 4 al obiectivului, intitulată Orașul și apa. Tot aici, vizitatorii găsesc reconstituiri sub forma unor machete și a unor instalații interactive care prezintă funcțiunile turnului de apă. Elementul inedit al expoziției îl constituie macheta castelului de apă realizată din mălai de artistul Ghenadie Popescu. Poți să te apropii liniștită, sigur că da, poți să te apropii și poți să-și așa. Ca să te convingi, este o mămăligă în care există o rășină anume, care l-a întărit și l-a făcut așa să stea așa. Interesant, nu? Suntem în castelul de apă, la 27 de metri deasupra orașului, de aici de unde fiecare turist poate să vadă o panoramă absolut minunată a întregului oraș, dar chiar și a Dunării. Și suntem lângă un castel făcut din mămăligă al artistului plastic Ghenadie Popescu. O lucrare de altă extrem de apreciată, mai ales de cei mici care automat vin și se uită la el din ce este. La etajul 4 avem o expoziție a apei, că până la urmă acest castel a fost al apei. Apa este elementul comun care a legat în timp inelele castelului sub forma unor expoziții de bază inedite cu reconstituiri și machete interactive. Vă așteptăm zilnic între orele 9:21 la expoziția interactivă Orașul și apa la castelul de apă din Drobeta Turnu Severin. Este o experiență aparte ce reactivează memoria istorică a acestui monument emblematic, dezvăluind rolul esențial pe care castelul de apă l-a avut în dezvoltarea orașului Drobeta Turnul Severin. Expoziția de la etajul 4 a castelului oferă o perspectivă nouă asupra legăturii dintre oraș și apa, esențială pentru existența și evoluția comunității. Printre atracțiile principale ale expoziției se numără macheta detaliată a castelului de apă, o lucrare de artă unică realizată de artistul Ghenadie Popescu. Această instalație obiectiv video, creată din apă și mălai, aduce o interpretare inedită captivantă, combinând tradiția cu inovația artistică. Lucrarea remarcabilă, de altfel, combină elemente naturale și materiale tradiționale pentru a crea o instalație de artă ce îmbină trecutul cu prezentul și oferă astfel o reflecție profundă asupra legăturii între comunitate și resursele sale vitale. Tot aici, turiștii găsesc documente de arhivă cu valoare mare care au stat la baza conceptului expoziției și a reconstituirilor. Turnul de aproape 30 de metri, cu turnulețe și scări întortocheate, oferă vizitatorilor șansa de a privi lumea de sus și de a se bucura de frumoasa panoramă a orașului.